O parte dintre producătorii din piața centrală, ale căror produse destinate vânzării sunt răsadurile, sunt nemulțumiți de locul în care aceștia trebuie să-și desfășoare activitatea. Oamenii susțin că nu înțeleg de ce au fost poziționați într-o zonă în care nu au suficient vad comercial, aspect care a contribuit la scăderea semnificativă a vânzărilor. De asemenea, se plâng de spațiul insuficient pe care l-au la dispoziție pentru a-și expune marfa. De ce în piață sunt mese? Oamenilor celor care vând pe canete de producători, cumpără și vând. Cei care muncesc n-au știut de toată situația, cu cereri, cu toate cele și noi suntem fără mese, pentru că noi stăm în grădină și muncim, n-avem timp să stăm toată ziua în piață. Nouă, când am terminat cu ce am avut de vândut, ni s-a spus, astă toamnă, ni s-a spus că răsadurile nu se vor mai vinde în piață. Sunt răsaduri în piață. Dacă atunci, în momentul când vom scoate produsele, ni s-a spus că ni se vor da mese. Unde ni se dau mese? Aici? Aici? Cine va promite să ni se vor da mese? Domnul Adi, șeful pieții. Domnul Adi, șeful pieții, mai mult nu știu. Noi nu producem numai răsaduri, noi producem de toate și avem nevoie de masă, dar nu unii în piață și a spus clar că răsadurile nu vor... Nu sunt 10 producători în piață. Nu sunt 10 producători în piață. Adică producători... Îi numărăm pe degete producători, într-adevăr producători. În rest, și noi care producem, trebuie să... Nu este zbârle... să afli, că se vede. Uitați, se vede clar, nu avem apă, nu avem nimic, nu avem spații de... Unde ne punem noi alveolele și toate? Unde spuneți dumneavoastră? Unde stăm noi? Uitați, plouă pe noi în marginea aia. Plouă pe noi. Și aici, uitați și dumneavoastră. Să adună la oamenii ăștia cine o fi, 4-5 oameni, 4-5 colo o fi și mai mulți. Pe une mai păi trece nu, lumea, mai altă să aici treacă aici. La restul. Și zice că mai pun și aici, ia uitați, a și trasat, mai pun nici. Păi spune dumneavoastră ce bătaie de joc aici. De ce nu ne-a lăsat în jurul pieței așa cum a fost și până acum? Ori să ne bage pe toți, să ne dea câte o jumătate de masă la producători, în piață, pe un capăt al pieții amenajat, că știu că răsadurile sunt într-adevăr mai cu mizerie. Se face, e pământ, e răsad, e... Pe cine așa că are mizerie la masă, se păi dă amendă. Pe cine Păi asta ne deranjează, că n-avem unde să ne vinde marfa, șeful. Noi muncim și suntem de bătaie de joc. Am ajuns de bătaie de joc producători. Noi din așa ceva trăim, să știți. Dacă am fost la domnul șef să facem cerere, m-a luat de parcă aș fi ultimul om din piață. Noi producătorii parcă am fi bișnițani, nu producători. Nici nu se uită cum ne vorbește. Clar nu se uită cum ne vorbește. Nemulțumirea este totală, pentru că noi producătorii autentici am ajuns să vindem în parcări, în tot felul de spații inadecvate, unde chiar nu putem să vindem marfa. Am ajuns să stăm la mâna unui neavenit care nu știe pe ce lume trăiește. În loc să lase mesele acolo pliante în piață, acolo unde am fost să vindem și noi în condiții cât de cât normale, ne-a scos din piață și ne-a adus aici. Într-o nici măcar nu e parcare, e o intrare la o carmangerie. Aici. Nu se poate așa ceva. Pe noi, la urma urmei, nu ne interesează ce să vindem piață. Ne interesează să ne dea spațiu în piață așa cum a fost, dintotdeauna. Mesele pliante să fie duse într-un spațiu autorizat. Nu aici, pe oriunde, că noi nu suntem mai nimănui. O să ajungem până la urmă să nu mai punem să fim și noi asistați sociali, ca ceilalți. Noi muncim zi de zi, de iarna și până iarna următoare, cheltuim bani, așteptăm să ne vindem produse și datorită unor neaveniți, cum sunt pe aici, nu reușim să ne vindem produsele. O să ajungă agricultura românească la sapă de lemn. Am fost la administratorul pieței, am fost la domnul viceprimar, am fost la domnul Deianu la directorul edilitara, toți omul clucuie dintr-o parte în alta, rugămintea mea ar fi la dumneavoastră să vă interesați pe ce bază, pe ce hotărâre legală a primăriei, a edilitara, s-au scos mesele din piață, pliantele acelea. Pe ce bază s-au scos, erau 80 de pliante sau chiar mai bine, pe ce bază s-au scos și pe ce
pe ce hotărâre, dacă s-a scos pe hotărâre, dacă e legală, dacă nu e legală și pe ce bază ne-au băgat aici. Dacă e autorizat, dacă nu e autorizat și v-aș ruga să mergeți acolo unde sunt femeile, stau pe jos, vând pe jos, le-a luat taxă și le ia taxă pe jos. N-ar fi mai corect să fie mesele pliantele acolo, să stea și ele să vândă normal? E plină piața de jos, se vinde pe jos și nu sunt în stare să pună pliante să vândă în condiții normale. La intrare în piață, acolo unde sunt, nu, tot timpul, tot, așa cu tot timpul. Sunt acolo, putem să mergeți să vedeți, să filmați, s-au luat taxe pe teren, pe jos. Ca să scoată mesele, să scoată taxele unde nu se plătește, să țin mesele ocupate, pentru că s-au făcut cereri și nu vine lumea, că sunt producători, nu vine în fiecare zi și ca să scoată, să scoată bugetul, să scoată banii pe mesele normale, să ia taxă la amărâția de stau pe jos pe acolo. De o săptămână suntem pe piață, n-am vândut nimic. Lumea e încă rece, nu sunt pregătiți să cumpere răsaduri. Stăm aici și păzim mesele. Mai mult nimic. Bineînțeles. Oricum nu ajunge mai nimeni la noi. La noi nu ajunge mai nimeni. Nu se știe de acest sector și este jalnic. Se duc în piață. Că lumea mai are ceva de, și altceva de cumpărat. Un fruct, o legumă, un cartof, o nu știu ce, își mai ia și de acolo un răsat dacă are nevoie, nu vine până aici. Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, susține că vechiul model de aranjare a pieței nu era unul eficient, motiv pentru care au intervenit aceste schimbări. Edilul este de părere că oamenii nu sunt obișnuiți cu această nouă așezare, însă declară că în permanență se găsesc mese destinate producătorilor, mese pe care le pot închiria chiar și cu ziua. Întrucât perioada de comercializare a răsadurilor este de scurtă durată, a fost gândită înființarea acestei piețe de răsaduri, un loc destinat strict acestui lucru, aspect pe care oamenii sunt nevoiți să-l înțeleagă. Piața centrală a trebuit administrată într-un alt mod, nu așa cum era administrată până anul trecut. După cum bine știți, în mod transparent, am scos la licitație un anumit număr de mese. Cei care s-au prezentat la acea licitație astăzi sunt în piața centrală. Pe de altă parte, avem permanent mese puse la dispoziția producătorilor, dar a celor care își doresc să ajungă în piața centrală. Astăzi sunt culoare deschise în piața centrală și dacă ajungi dimineața, poți să găsești o masă liberă pe care să poți să-ți comercializezi acele produse. Împreună cu societatea edilitară am găsit o soluție în ideea de a nu considera că îi avantajăm pe unii și dezavantajăm pe ceilalți. Să creăm pe domeniul public al municipiului Târgu Jiu, nu pe un domeniu privat, o mică piață pentru răsaduri. De ce? Pentru că cei care vând astăzi răsaduri vând pe o perioadă scurtă de timp. Nu vinzi răsad din aprilie până în noiembrie. Ai aprilie, mai, maxim iunie. Da? Și atunci am zis, domnule, piața de acolo amenajată de către societatea edilitară este cu dedicație pentru vânzarea de răsaduri. Mai mult decât atât, s-a luat hotărârea ca piața centrală să fie ocupată în limita locurilor disponibile, astfel că nu se va mai depăși capacitatea de ocupare.